Ceea ce s-a dovedit foarte adevărat. Când am venit-o la traducere, mi-am dat seama că cele 1000 de pagini fac acest lucru adevărat. Pe măsură ce m-am apropiat de ea lucrând, mi-am dat seama că este mare și în sensul profund al cuvântului, nu numai în sensul material. Este tratat în sensul romanelor italiene sau a romanelor rusești din secolul XIX prin prisma accentelor și influențelor asupra vieții de familie. Câteva lucruri despre un scriitor latinoamerican din Chile care a trecut Balta, Marea Balta, cum spune el, și s-a întors, a venit în Europa și după aia s-a întors iar în Chile și a venit în Europa, în Spania. Vedeți ce mare avantaj e să ai o limbă vorbită de jumătate de miliard de oameni pe planetă? E destul de util, mai ales pentru literatură, și închipuiți-vă că România, care limba română, care era o limbă de circulație redusă, a devenit o limbă de circulație extinsă cu cele câteva milioane de români care au emigrat în ultimii 10-15 ani. Și o rog pe colega mea, Marieva Ionescu, să vă împărtășească din experiența și întâlnirea ei cu Peter Ackroyd și casa doctorului D. Cei doi povestesc, Nancy Palmer și John Hughes, povestesc aventurile pe terenul magiei și al alchimiei.